Autoritățile județene au planuri mari pentru regiunea Oașului. Proiectele de infrastructură vor fi susținute și în continuare pentru a încuraja turismul. Zonele folclorice de la noi ar putea fi vizitate de cei care își doresc să petreacă sărbătorile într-un cadru tradițional, amintindu-și de vremurile de demult. Am reușit să reabilităm infrastructura din această zonă. Cu sprijinul guvernului Pont am reușit să reabilităm acest drum național. Continuăm investițiile la Luna 6 pentru că iarăși este important ca să putem să atragem turiști. Ar fi prima pârtie deschisă din județul nostru. Autostrada Țării Oașului și astfel putem să închidem circuite turistice, putem să prezentăm turiștilor frumusețile Țării Oașului, să-l facem parte integrantă din circuite turistice și într-o cascadă de evenimente, de ce să nu facem și noi și să organizăm un Paște în Țara Oașului, un Crăciun în Țara Oașului? Ideea unui pachet turistic, un Crăciun în Țara Oașului, ar avea multe de oferit, nu doar românilor, ci și străinilor. Mai ales dacă ne gândim că în fiecare sat există câte o ceată de colindători care respectă tradițiile învățate din bătrâni, iar colinda românească a ajuns în patrimoniul UNESCO. Anul trecut, obiceiul colindatului în ceată, în ceată bărbătească, feciorească, a fost inclus pe lista Patrimoniului Cultural Imaterial UNESCO, acest obicei fiind atestat în Transilvania, respectiv în Republica Moldova. S-au făcut propuneri din acest areal, iar Țara Oașului este prezentă, întrucât acest obicei este atestat în localitatea Bixad, dar pot să vă spun eu, care cunosc zona și am cercetat-o, că fiecare sat din Țara Oașului are câte o colindă feciorească. Eu doștere!